toată lumea știe lupta mea cu PNL, de ce eu mi-a scăpat de Aurelian Pavlescu, n-am reușit să câștig toate partidele, toate procesele, vreo 9 la număr, nu reușesc să-l dau afară de cediu. Eu sunt un om pragmatic, un om care îmi place să mă implic și mă gândeam că dacă mai rămân mult în PNCCD, mă epuizez și eu fizic ca om, că am și o vârstă și să stau într-un borcan de la ca un fluturi, să vă zici, nu știi pe unde să m-am tăpărat. Nu vă spun că am rămas în strâns legături cu colegii din PNCCD, pentru că trebuie să-i ajut cu procesul de evacuare, că toate procesele au fost intentate de mine. Dar din, ca să scurtez, probabil vor fi întrebări, vă spun sinceramente din pragmatism și personal și politic. Ca să fie clar. Prima dată am încercat la liberare anul trecut, mi-au furat adeziunea, de aia am stat 10 la 10, probabil, din cauza că mi-au furat adeziunea. Și în rest, ce să vă spun? Vreau să pun numărul ca în 2020, Aldi să fie pe locul 2 în Galați, la alegeri locale. Și cred că dacă ce am văzut eu ultimele zile aici, la ședințele puține la care am participat, 3 sau 4, sunt premizi ca până în 2020 să fim al doilea partid la alegeri locale, ca importanță în Galați. Mai departe, nu pot să știu ce s-a întâmplat la centru, că trebuie să mă mai familiarizez eu cu ce vrea domnul președinte Tăricianu. Suntem cu alianță cu PSD-ul foarte bine. Deci urmează, aștept întrebări dacă o fi. Asta înseamnă că v-a trecut supărarea pe domnul Zurbacă, nu? Foarte mult timp l-ați atacat. Nu, 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 și nu foarte, mai. Mi-a avut cu plăcerea din timpul de alea, dar să ia considerat și la Galasca, așa, la nivel național, reevaluare. Așa că ne-am reevaluat și am ajuns la concluzia că datorită unor foste largi din partid, am fost și eu dus în eroare și dumneavoastră și cam asta e cu ceata. Dar cearta e bună, pentru că scoate la iveală niște lucruri buni și rele. I-am dat pe alea rele de partii și a rămas pe alea bune și de-aia suntem astăzi conferențe de prezentare.